Începe spectacolul în serii. La Etno TV punem Rămășac pe Folclor în fiecare seară. Urmează momente de neuitat alături de inegalabilul Georgel Nucă. Dragii mei prieteni, vă spun bună seara și bine v-am regăsit. Sunt tare bucuros pentru că și în această seară, în cadrul emisiunii noastre Rămășac pe Folclor, mă întâlnesc cu artiști dragi ai muzicii populare românești. Aveți toate motivele să rămâneți alături de noi până la final. Înainte de toate, permiteți-mi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să le mulțumesc celor care pun umărul în realizarea emisiunii noastre Rămășac pe Folclor. Mulțumim cofetăriei Claus, mulțumim doamnei Adam, mulțumim nea Vasile Cozonac, prietenul nostru minunat, mulțumim Priceputul pentru tot sprijinul acordat. Mulțumim patiseriei Oltina pentru produsele puse la dispoziție. Mulțumim salonului Vigmar și doamnei Margareta Mihai. Mulțumim complexului turistic Maridor din localitatea Zărnești, județul Brașov, dar și oamenilor noștri speciali, doamnei Mariana și domnului Dorin Chiriac. Mulțumesc pentru vestimentația din această seară, doamnei Sofica Cărbunaru și domnului Nicu Rotaru. Desigur, vă mulțumesc dumneavoastră, prietenii telespectatori, care de fiecare dată ne așezați în topul audiențelor. Să știți, dragi prieteni, că și în această seară puteți intra pe paginile noastre de Facebook, Rămășac pe Folclor sau Etno TV și ne puteți lăsa acolo gândurile dumneavoastră. Pentru început am să vorbesc cu o artistă dragă a cântecului transilvanean. Un om care de fiecare dată se prezintă în fața dumneavoastră cu cântece frumoase. Nu de mult timp, la Bistrița Năsăud, a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului concurs de muzică populară, un festival gândit pentru artista Saveta Bogdan. Și îi spunem să rămână, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc, Georgel. Într-adevăr, am avut festivalul a doua ediție la Consiliul Județean Bistrița Năsăud, la muzeal, cam așa ceva, unde la complexul muzeal, părinte. Organizat de Consiliul Județean al Județului Bistrița Năsăud, al cărui președinte este domnul Emil Radu Moldovan și mulți oameni care o susțin și o iubesc pe Saveta Bogdan, care este a noastră, a județului Bistrița Năsăud și nu chiar a județului, că e chiar a Năsăudului și pot să zic a Someșului și ne mândrim cu ea nu numai someșenii, nu numai sânjorzănii, nu numai năsăudienii, nu numai bistrițănii, ci toți ardelenii. Îți binecuvântată, Saveta Bogdan. Mulțumesc. Și noi ne mândrim cu doamna Saveta. Doamna Saveta, chiar vă rog să luați loc așa frumos, că aici suntem la petrecere. Suntem într-o familie. Dar aș vrea acum să le arătăm telespectatorilor această distinție ce vine din partea Consiliului Județean Bistrița Năsăud și din partea Centrului de Artă și Cultură, sau ce mai scrie acolo, da, a județului Bistrița Năsăud. O diplomă pe care o meritați din plin și iată, cei din Bistrița Năsăud vă recunosc activitatea dumneavoastră. Meritați să aveți un astfel de festival și știu că la acest concurs s-au prezentat concurenți din aproape toate colțurile țării. Am să vă rog, doamna Saveta, să vă scoateți fistuica din de unde o aveți băgată și să le mulțumiți celor care... Păi nu, aveați-o... Deci, să nu uitați pe cineva. Nu uit pe nimeni. Deci, managerul dr. Gavril Țărmure, Serviciul de Cultură și Tradiție, Emilia Ometiță, Lina, care face costume din asta, Virginia Linu, care face costume foarte frumoase, populare. Le mulțumesc la toți. Mulțumesc lui Ionica Voiculeț Brumăraș. Mulțumesc la toată lumea care a fost alături de mine, m-au sprijinit și au fost alături de mine. Vă mulțumesc, dragi. Mulțumesc domnului președinte, Emil Radu Moldovan. Le mulțumesc la toți și domnului Țărmure. Mulțumesc mult de tot. Și ca toți. Să vedeți că trebuie să scoată lista doamna Saveta Bogdan, o întreb așa, cine a obținut trofeul celei de-a doua ediție a festivalului concurs Saveta Bogdan? Vedeți? V-am spus. Au fost mai multe fete. Doamna Saveta, că aveți mai multe nume acolo. Da, am foarte multe fete, deci, care au lucrat la, care au cântat doi neștiri. Și marele premiu l-a câștigat Cornel Borza. Da, Cornel Borza a fost la categoria Jessica, copii. O Jessica Florentina de la Galați a luat trofeul Saveta Bogdan.
Am înțeles. Este foarte bine, dar, doamnelor și domnilor, în câteva momente, întors de curând din Statele Unite ale Americii, vine Cornel Borza. Dar până vine Cornel Borza, ascultăm un cântec frumos. Doamna Saveta, așa încet, încet către scenă, pentru că trebuie să le oferiți celor de acasă un cântec minunat. Mulțumesc. Și știți, doamnelor și domnilor, că doamna Saveta Bogdan întotdeauna ne aduce folclor curat, ne aduce cântecul românesc. Aplauze pentru doamna Saveta Bogdan. Shaila, din dragoste pătime, shaila, la, la, la. Au, cât pe lume am trăit, mă, am iubit și-am pătimit. De mă-ntreabă cineva, mă, shaila, la, ce-aș alege în viața mea, mă, shaila, la. De mă-ntreabă cineva, mă, shaila, la. Aș alege în viața mea, mă, șa-e-la-e-la. Aș alege tot iubirea, șa-e-la-e-la. Și lacrimi de fericire, șa-e-la-la-la-la. Aș alege tot iubirea, șa-e-la-e-la. Și lacrimi de fericire, șa-e-la-la-la-la. Aude, mă-ntreabă cineva, mă, ce-aș alege în viața mea. Aș alege om frumos, mă, șa-e-la-e-la. Iubitor și drăgăstos, mă, șa-e-la-e-la. Aș alege om frumos, mă, șa-e-la-e-la. Iubitor și drăgăstos, mă, șa-e-la-e-la. Sănătate și mulți bani, mă, șa-e-la-e-la. Să trăiesc într-un mulți ani, mă, șa-e-la-la-la-la. Sănătate și mulți bani, mă, șa-e-la-e-la. Să trăiesc într-un mulți ani, mă, șa-e-la-la-la-la. Aș alege om frumos, mă, iubitor și drăgăstos. Iar la cei de lângă mine, așa e la e la, sănătate și mult bine, așa e la e la. Iar la cei de lângă mine, așa e la e la, sănătate și mult bine, așa e la e la. Să petrecem împreună, șa-e-la-e-la. La mulți ani cu voie bună, șa-e-la-la-la-la. Să petrecem împreună, șa-e-la-e-la. La mulți ani cu voie bună, șa-e-la-la-la-la. Au, iar la cei de lângă mine, sănătate și mult bine. Să petrecem împreună, la mulți ani cu voie bună. Da, la mulți ani cu voie bună pentru toți telespectatorii care mulțumesc. Ne urmăresc. Mulțumesc! La microfon. Mulțumesc! Ia, făceam eu textul, vă cântam așa, la mulți ani, Saveta Bogdan. Da, la mulți ani, doamna Saveta, la mulți ani tuturor românilor noștri. Mulțumesc, părinte! Doamnelor și domnilor, vine acum un prieten drag de-al nostru. A fost plecat peste tot, am fost și la el acasă, că a avut treabă multă, dar iată că în această seară ne trece pragul casei. Este un artist complet, este un artist minunat, iar de acolo, din Bihorul lui drag, ne aduce cele mai frumoase cântări, Cornel Borza. Bună seara, maestru. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt aici, m-am întâlnit cu maestru Contele. Contele de Cluj, de Transilvanie. De Varjacră. Numai conți și contese sunt pe aceea. Am strigat pe maestre, când l-am văzut așa m-am bucurat. Am crezut că a venit Petru Pop de la Binș. Și am strigat maestre.
Și-a zis maestru nu e acasă și-a numai domnul director. Bine ați venit, domnul director. Da, hai și-ți povestești ceva. Știi că eu fac, soția mea este fiică de preot și în familie sunt foarte mulți preoți și deci că îmi spunea toată familia așa de bine stă Borza și cu barbă și opa! Cum apare acum? Și zice și eu m-am gândit la și mi-am propus că în toamna asta poate dau la teologie. N-ar fi rău, dar până dai la teologie, poate dai și să devii profesor, să devii... Da. Dacă dă la teologie, Cornel Borzașini mai cântă de pe lepe până nu zici. Păi da, părinche. Ziceți. Păi și Matale, ești preot. Și ai cântat... Doamne la dușmanii mei, Doamne la dușmanii mei, la 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 la. Dă-le, Doamne, ce vor ei, dă-le, Doamne, ce vor ei. Doamne la dușmanii mei, Doamne la dușmanii mei, la 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 la. Dă-le, Doamne, ce vor ei, dă-le, Doamne, ce vor ei. Acapela. Na, că se întâlnirea de lemn în această seară și nu-i mai oprește nimeni. Cine mai poate să facă ceva în București de noi? Da, mie-mi place grasa, ține casă. Ardelenii sunt minunați, dar vreau să le spun telespectatorilor noștri că în această seară, Cornel Borza ne propune o tânără speranță. Ne propune un copil minunat care cântă la vioară cu goarnă. Și la hidea cu tolcer, cum se zice la noi. Este minunat, să știți, Alex Sebastian Lucaciu. Bună seara, Alex, bine ai venit. Bună seara și bine v-am găsit. Ce faci, Alex? Da, am venit aici la București ca să vin aici să uimești lumea cu cântecul tău. Lumea, da. Așa să faci, să dea Dumnezeu. Maestre, să știi că eu am emoții, eu totdeauna... Dar el nu are, să știi. Păi nici nu are de ce. Pentru că aici suntem în familie. Așa sunt artiștii, pardon. Așa sunt artiștii, așa sunt adevărații artiști. Așa sunt artiștii din Bihor. Aplauze așadar, doamnelor, domnilor și domnilor, pentru Cornel Borza și pentru tânărul nostru, Alex Sebastian Lucaciu. Acolo printre străini, în fiecare
seară. Am să mă rog să fie bine și-n a mea țară. Ai grijă, Doamne Sfinte, că eu te rog mereu de mama și de tata și de poporul meu. Și iartă-mă, Iisuse, căci las în grija ta nevasta și copiii și țărișoara mea.
bravo! Joc de scenă, vesel, stăpân al Viorii cu o goarnă. Cornel, o doamnă frumoasă, talentată, o fată superbă vrea să te cunoască în această seară. Dar vreau să își cer permisiunea. Ești de acord să o întâlnești? Tu dacă o știi pe Monica, pe nevastă mea, o știi pe Monica, pe nevastă mea, cere-i voie Monicăi. Nu, dacă Monica accept, accept și eu. Vreau să spun... Dar de ce te duce gândul la altceva? Hai să, n-am spus că vrea să te ceară. Bine, dar știi cum e când ești căsătorit? Vreau să spun că în ultimul timp, nu ne-am văzut de vreo 3 luni, 4, de când a fost pandemia, că nu mi-am pus verighetă, tu știi că niciodată nu renunț la ea, dar mi-a rupt mâna stângă între timp. Am fost și cu mâna în gips și nu mai intră verigheta și nu mai intră o grămadă de lucruri că... Păi cred că de-aia vrea să te cunoască domnișoara, că a văzut că nu ai verigheta. Dar totuși, eu vreau să-ți fac cunoștință și vreau să-ți o dau, maestre. Că este a ta, te rog eu. Hai să-ți fac cunoștință și vorbim maestre, după. La vârsta mea suflu și în iaurt. Bun, fii atent, ți-am spus, este superbă, este știu, frumoasă. Dar dacă nu s-ar da pe televizor, cred că se filmează și ba se postă ea, pe televizor. Nu? Și știi cum se numește? Se numește chiar așa, publicitatea. Și este ta. Ia-o.
cred că ești foarte, foarte talentat. Mă gândesc câtă dragoste și câtă bucurie există acum în sufletul părinților tăi, să spun așa. Sunt acolo în camera de protocol și am văzut că zâmbesc, că sunt veseli să-și vadă puișorul pe scenă. Să dea Dumnezeu ca visul tău să devină realitate și tu să ajungi un mare, mare instrumentist, un mare dirijor al țării românești. Bravo și felicitări! Uite, și părintele Cristian Pomohaci. Și eu vreau să te felicit. Nu știu câte vise ai tu, dar eu am unul singur, să ajung să cânt sub bagheta ta. Ești minunat, copil, ești minunat. Da, eu ce să spun? Maestră, și să-i dăm totuși cuvântul cezarului. Îl dăm. Mulțumesc și acest vis să se îndeplinească. Să dea Dumnezeu să se îndeplinească visul tău. Alex, îți mulțumesc că ne-ai trecut pragul casei în această seară. Îți mulțumesc, maestre Cornel Borza, un om vesel, un om plin de temperament, un om care de fiecare dată ne face să ne simțim bine. Și pe dumneavoastră, maestre, sunt bine dispus. Numai un minut. Vă rog. Și cu asta am plecat. Și că bine să luăm că vine, dar mai bine este că mere. Înțelegeți? Problema este în felul următor. Mă bucur că ne-ați primit la emisiunea dumneavoastră. Noi ne bucurăm din tot sufletul că am adus o părticică din Bihor aici. După această, ce se întâmplă? Că, virgulă, chiar nu mai, ne mai interesează ce se întâmplă astăzi în România. Dar eu mă bucur din tot sufletul că ne-ați primit la emisiunile dumneavoastră. Cu drag oricând. Și oricând vom trece prin București, nu o să vă ocolim, pentru că sunteți la sufletul nostru. Noi vă mulțumim dumneavoastră și porțile. Și vreau să-ți povestesc ceva. Toată lumea se va întreba ce e cu barba mea. Dar am două păreri. Fanele, care sunt până în 50 de ani, zice, vai, domnul Borza, ce bine vă stă. Fanele de la 50 plus zice, dați-vă barba jos, că nu vă stă bine. Și acum poți să pui o rubrică cu barbă sau fără barbă, dar Cornel Borza, dar în urmă cu o săptămână ne-am făcut pozele pentru ansamblu profesionist Crișana, că noi suntem acolo și mi-am dat barba jos. Și când am ajuns acasă mi-a zis nevastă mea, Borza, zice, mi-e frică să mă apropii de tine că ești ca un copil. Dacă mi-am dat barba jos. Doamnelor și domnișoarelor, aștept mesajele dumneavoastră pe pagine de Facebook Rămășag pe Folclor sau Etno TV. Cum îi stă mai bine lui Cornel Borza? Cu barbă sau fără barbă? Aștept părerile dumneavoastră și am să trimit mesajele, dar de fapt poți urmări și tu pe Facebook Rămășag pe Folclor sau Etno TV și vezi ce scriu fanele, ce scriu doamnele și domnișoarele. Pentru că vin pe săptămâna, peste două săptămâni și iară vin aici și să vedem ce spun. Cu o dragă te va întâmpina colega mea Adriana Ștefan, pentru că din 3 august gazda emisiunilor de seară va fi Adriana Ștefan și gazda emisiunilor de dimineață va fi Lavinia Târzianu. Noi, cei de la Etno TV, pregătim pentru dumneavoastră emisiuni frumoase, așa că rămâneți alături de noi. Maestre Cornel Borza, Alex, îți mulțumesc, vă mulțumesc și repet, cu drag vă aștept oricând. Dragi prieteni, și mâine seară de la orele 20 vă invit să ne urmăriți, pentru că și mâine seară aveți întâlnire cu cântecul popular. Încă o dată le mulțumesc celor care pun umărul în realizarea emisiunii noastre Rămășag pe Folclor. Dar acum vreau să mergem mai departe, pentru că ne aduce cântări extraordinare de acolo, din Transilvania, unul dintre oamenii noștri speciali, una dintre cele mai frumoase voci ale muzicii populare, este aici în această seară. Este părintele Cristian Pomohaci. Bună seara, Selimina Pomohaci. Doamne, ajută, bine v-am găsit. Din nou vă spun că este o cinste pentru mine și o bucurie să fiu în platoul emisiunii dumneavoastră. Este o bucurie și o mare satisfacție pentru mine să fiu alături de maestrul Cornel Borza. Și spun maestru pentru că eu sunt fan Cornel Borza și nu mă dezic de lucrul acesta. Și dacă îi să mă spovedesc în seara asta, să mă mărturisesc, întotdeauna când scoate Cornel Borza o nouă cântare, o lansează pe piața muzicală, sunt foarte atent la text. Nu greșește cu nimic și întotdeauna rămâne în sectorul pe care îl slujește cu atâta drag, în câmpul și în arta folclorului românesc, de acolo din borșa lui, a
Bihorului. Cornel Borza, felicitări și chiar dacă o să fii slujitor altarului, știu că slujești frumos folclorul. Felicitări pentru Alex cu care ai venit și, și cu barbă. Cu barbă, fără barbă, noi iubim cât e cu Cornel Borza. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru maestru Simeon Pop, care întotdeauna este o fărâmă de zâmbet, un cântec tânăr și în seara asta, chiar dacă s-a îmbrăcat în, în ținută tibetană, spune dumnealui, vrea să ne aducă un cântec îndulcit în becleanul de pe Someș. Alături de iubirea de 18 ani sunteți împreună. 18 ani, nu? 18 ani. Iar tinerii aceștia frumoși, orchestra frumoasă, este o cinste pentru noi să fim în seara asta în casele dumneavoastră. Am venit în seara asta din nou la Etno pentru că mă dau în întrecere cu Cornel Borza. De ce? Pentru că și el lucrează la un material nou și eu lucrez la un material nou și vreau să vă spun că am adus în seara aceasta o melodie culeasă de la Nana Zană, o femeie la fel de tânără ca și doamna care vrea să fie în seara asta mireasă. Cornel, vă rog să mă ajutați să-i dați microfonul doamnei. Eu nu cresc tot la materialul acesta vechi, dar e un material bun. Mama Zană este deodată cu domnișoara care vrea să fie în seara asta mireasă. Câți ani aveți, spuneți? 85. 85 de ani. La fel și mama Zană și am învățat de la dumneaei o cântare, Mere cucu la pădure. Și am vins să o cânt, să auziți și dumneavoastră lucrul ăsta. Dar această cântare, părinte, Mere cucu la pădure, o dăm pentru publicul de acasă puțin mai târziu. Acum vreau să le oferiți celor din fața micului ecran o piesă care a ajuns cu pași repezi la sufletul omului. Doamne ajută numai bine, asta ne spune prin cântec părintele Cristian Pomohaci. Ajută sănătate și la cei de mai departe. Am venit ca la altar mă, să vă aduc cântec un dar mă. N-am venit de capul meu mă, sfernic mi-a fost Dumnezeu mă. Doamne ajută numai bine la tăți care-s lângă mine. Nu-s de ieri și nici de-alaltă, cântecul lume mă poartă. Dorm puțin ca un haiduc măi și nu trebășeas cu cuc măi. Nu-i cocoș fără de creastă, nici oameni ca dumneavoastră. Oameni faini și veseloși măi, buni de lucru și bănoși măi. Doamne ajută numai bine la tăți care-s lângă mine. Bistrița-nă săudu, îmi știi bine cântecul. Ni-l știi lumea, ni-l știi țara, cântecul din Revrișoara. Doamne ajută numai bine, hai da
cântați, cântați-l cu mine. Nu vă temeți, nu vă mușcă-mă, nici n-am pușcă să vă împușcă-mă. Doamne ajută numai bine la tăți care-s lângă mine. Greu-i șerul de îndoit, măi, oameni buni de nimerit, măi. Omul bun și vremea bună de puține ori s-adună. N-o tunat, n-o fulgerat, măi, Dumnezeu ne-o adunat, măi. Părinte, dați-mi voie să dedic toate cântările din această seară pentru o fată dragă sufletului meu, pentru Costina Voicu. Este un copil special și în aceste momente se uită la noi. Costina, te pup, să trăiești, să-ți dea Dumnezeu tot ce este mai bun, să trăiască și mamii tău și să ne vedem cu bine. Și să știți că la noi în aceste momente se uită și domnul Ion Hultoană, colonel pictor, om de înaltă ținută, un om de cultură, vă apreciază foarte, foarte mult și dumnealui este din localitatea Țepu, județul Galați. Domnule colonel Ion Hultoană, vă doresc tot binele din lume, gânduri alese și pentru soția dumneavoastră, pentru doamna Geta Hultoană. Revenim, dragi prieteni, după scurta pauză de publicitate, cu imagini deosebite, cu un videoclip frumos semnat părintele Cristian Pomohaci, dar vom vorbi și despre acest clip, Mere Cucu la pădure, da? Mere Cucu la pădure, dar acum mergem și noi cu o pauză și revenim. Dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Rămășag pe folclor. Nu uitați că în această seară ne puteți scrie pe paginile noastre de Facebook, Rămășag pe folclor sau Edno TV. Pentru noi, gândurile dumneavoastră înseamnă foarte mult. Din teleormanul nostru drag și frumos vine un alt artist care v-a obișnuit cu cântece frumoase, este tătic de fetiță, prințesa lui are un an și jumătate și am înțeles că îl pune din când în când la zid pe tăticul Daniel Frunzăreanu. Bună seara, Daniel! Bună seara, George! Bună seara invitaților tăi, bună seara întregului staff de la Eno TV, bună seara celor de acasă. Da, așa este. Ai reținut bine. Salut, Bogdan! Am spus că vorbesc de tine, cel mai bărbat frumos. Da, ăsta este cel mai mare defect al lui, că este prea frumos. Am făcut așa o inversare de cuvinte, să nu mă tragă lumea de urechi. Cunosc de că limba română, zic eu. Așa, Bogdanu, te super, știi că te iubesc cum iubesc pe toți de aici, pe Georgel și pe Magda și pe Alina, pe toată lumea, pe toată lumea. Da, așa este. Ai reținut bine, a făcut un an și jumătate micuța mea, Ilinca, minunea mea de acasă, îngerul pe care Dumnezeu mi l-a trimis. Și știi că era o vorbă, nu s-a născut femeie care să-mi spună mie ce să fac. Ei, uite că s-a născut, acum un an jumate, când vreau în pat sunt în pat, când vreau jos sunt jos, când vreau în picioare sunt în picioare. Păi, acum ea cântă comandant și voi dansați. Vreau să o salutăm și pe soția ta, pentru că este un om minunat. Și dacă puțin mai devreme le mulțumeai colegilor mei din televiziune, vreau să o salutăm și pe Alina Năsturaș, producător, editor de imagine, un om de televiziune și cunoaște televiziunea foarte, foarte bine, pentru că de peste 20 de ani s-a dedicat acestei meserii. Este un om care te apreciază foarte mult.
Așa este. Și cred eu că și ea a picurat puțin la rădăcina puțin carierei mai tale. Mult, puțin mai mult, de ce să nu recunoaștem. Alina este un om nu drag special. Pentru mine îi mulțumesc pentru tot ce a făcut, ce face și știu că va mai face în continuare. O iubesc din tot sufletul. Îi dedic toate melodiile mele, nu doar din seara asta, din toate seriile de aici, de la Edno TV. Ai vorbit de familia mea, dar nu i-am mai salutat de mult nici pe ei mei de acasă, pe mama, pe tata, nu i-am mai văzut de o grămadă de vreme. N-am mai fost pe la Telorman de câteva luni bune și să știi că vreau să fac o mențiune. Nu prea am stă în caracter, nu prea fac chestia asta, dar piesa pe care o să o cânt acum vreau să o dedic cuiva care astăzi mi-a scris un mesaj emoționant pe Facebook. M-a mișcat puțin un domn de la Craiova, domnul Nea Costel, cum îi spun eu, știe dumnealui despre cine e vorba, domnul Gogoșanu. Să-i urez multă sănătate, clipele care vor urma pentru dumnealui să le treacă cu Dumnezeu înainte și cu credință în el că totul va fi bine. Am făcut, să zicem, și lucruri bune, dar și mai puțin bune prin faptul că poate nu i-am răspuns de fiecare dată acestui om la mesaje și astăzi m-a cutremurat așa de jos și vreau să-i cânt special această piesă. E ultima mea piesă lansată, o piesă de suflet, cu un stil puțin aparte de al nostru de Telorman de acolo, dar bineînțeles pentru toți cei care ne urmăresc. Cântarea asta să fie pentru toți cei care te cunosc și să fie și pentru Ecaterina Radu din Valea Călugărească, județul Prahova. Doamna Cati, prietena mea de suflet, un om pe care îl iubesc din toată inima mea. Cati, sărut mâna și aștept să ne auzim după emisie, pentru că vreau să te invit la o cafea. Dar acum te invit să asculți un cântec foarte frumos, interpretat de Daniel Frunzăreanu. Caută să agonisească, să strângă puțin. Trage zi și trage noapte pentru ai lui copii. O viață scumpă viață, de ce ești tu nedreaptă? Lovește omul în suflet când mai puțin se așteaptă. O viață nemiloasă, împarți și rău și bine. Îi dai omului azi ce poate-i vei lua mâine. Trec rând pe rând, poartă numai bunătate în suflet și-n gând. Învață-i pe-ai tăi copii tot ce-i bun în viață și ferește-i să te vadă cu lacrimi pe față. O viață scumpă viață, de ce ești tu nedreaptă? Lovește omul în suflet când mai puțin se așteaptă. O viață nemiloasă, împarți și rău și bine. Îi dai omului azi ce poate-i vei lua mâine. S-au strâns anii tăi și-or mai trece tot așa ca foc un văpoi. Bucură-te că trăiești și ai sănătate și ține-i pe toți cei dragi cât poți de aproape.
O viață scumpă viață, de ce ești tu nedreaptă? Lovești omul în suflet când mai puțin se așteaptă. O viață nemiloasă, împarți și rău și bine. Îi dai omului azi ce poate-i vei lua mâine. O viață scumpă viață, de ce ești tu nedreaptă? Lovești omul în suflet când mai puțin se așteaptă. O viață nemiloasă, împarți și rău și bine. Îi dai omului azi ce poate-i vei lua mâine. Într-adevăr, o piesă foarte frumoasă, o cântare deosebită. Îți mulțumesc că ai venit și în această seară alături de publicul nostru din fața micilor ecrane. Cu draca de fiecare dată. Îți mulțumim, Daniela Frunzăreanu. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că următorii artiști în curând vor merge în fața preotului și vor spune da. Se iubesc de peste 15-16 ani. 18 ani, auziți. De 18 ani sunt împreună. Unul doarme în sufragerie, iar celălalt doarme în dormitor, nu știu. Așa, în bucătărie. El este falnic, frumos. Cred că ăsta este cel mai mare defect al maestrului Simion Pop, că este prea frumos. Bună seara, maestre, și vine alături de superba dumnealui soție, de doamna Marieta. Bine ați venit, oameni frumoși și dragi! Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Acum, vai... Păi asta este regia! La sorteu. Păi sigur. Fiind parte integrantă din familia favorit, mă bucur de acest favor. Mulțumesc doamnei Magda Man, mulțumesc Liliane, mulțumesc tuturor. Da, noi suntem o familie favorită a publicului, iar telespectatorii întotdeauna apreciază această emisiune a televiziunii Etno, rămășagul nostru pe folclor. Suntem favoriții dumneavoastră și suntem și favoriții artiștilor. Ținuta mea este mai specială pentru că am stat de taină cu părintele Pomohaci și a binevoit să ne dea binecuvântare și este un lucru minunat. Vă dați seama, rochia de mireasă nu era gata și că am îmbrăcat-o în micuța Ciociosan. Și eu, marele mahăr. Bine mă că e indiană, dar a trecut indiană, și prin Japonia puțin. Da. Bine, am făcut mai multe. Să rămână doamna Marieta. Ce am făcut China, Coreea... Deci a fost în toată lumea. China, Coreea, Vietnam, Mongolia, plus Franța, Italia, Elveția, Brazilia, restul de țări, 34 în total. În India a fost? Nu. Nu, nu a fost. Acolo mi-a scăpat, l-am păsimit. În luna de miere o să-i duc eu acum. Mi-am pregătit. Am înțeles că veți petrece luna asta de miere sub apă, aveți un... O să fie ceva special. V-ați pregătit acolo, da, în India, ceva costum special. Costum de scafandru, da. Am. Da. Ei nu-i trebuie, ea vrea așa. Sirenă. Adică... Așa. Eu plutesc. Doamne, oamenii vă iubesc pentru că sunteți plini de viață. Sunteți oameni care creați așa o atmosferă deosebită. Și noi vă respectăm și vă prețuim foarte mult. Mulțumim, din suflet. Să dea Dumnezeu să aveți o nuntă frumoasă, așa cum vă doriți dumneavoastră. Știu că doamna Marieta și-a dorit dintotdeauna să fie o adevărată zână, o prințesă. Dar în curând visul dumneei va deveni și ca și cavaler de onoare... Se știe. Da, eu voi fi ca și cavalerul de onoare, să știți, doamne. Georgian Nucă. Și părintele Pomovaci va fi în... Se știe unde... Locul lui este special. Și doamna Saveta, domnișoară de onoare, Saveta, nu? Saveta? Păi cum? Sau cum ați gândit? Nu știu cum ați gândit treaba. Saveta, mulțumim frumos că a acceptat. Domnișoara... domnișoara... Saveta Bogdan este domnișoară de ianuarie. Puteți veni așa, de ianuarie. Puteți veni împreună, together. Așa, așa, cu drag. Cântăm, venim. Suntem lătureni, doar suntem dintr-un sat. Aproape, da, aproape dintr-un sat. Să scuturi steagul, părinte. De la Sângeu, băi, de la Rebrișoară, cum? Auziți, maestre Simion? Eu mă duc dacă fur mireasa. Aoleu, păi cum să-i furați? Fură mireasa, fii atent. Mireasa te iubește, te adoră.
precum și pe de cea are niște adorați. Pe cei mai frumoși așa. Da, și noi o iubim pe doamna Marieta. Așa dar... Am înțeles, spuneați dumneavoastră într-o pauză de publicitate că dacă părintele vă fură mireasa, îi dați ceva. Una în cap. Aoleu. Și eu vă dau acum una direct la suflet. Publicitatea, luați-o! Și cât e noaptea de mare, tu-mi ești prieten și creșmarul. Cântă-mi lăutare, ce știi tu mai bine. Cântă-mi noaptea asta, numai pentru mine. Și de nu-ți oi cânta bine, să mă dai din creșma afară. Și de nu-ți oi cânta bine, să mă dai din creșma afară. Cântă-mi lăutare, ce știi tu mai bine. Numai pentru mine, strunata măiastră, plină-i de suspine. Da, o piesă celebră, o piesă foarte frumoasă, interpretată de doamna Marieta și maestru Simion Pop. Doamnelor și domnilor, vă spuneam puțin mai devreme că părintele Cristian Pomohaci ne aduce în această seară un videoclip foarte frumos. Un videoclip care cu siguranță va cuceri sufletele dumneavoastră și aș vrea să ne spună mai multe despre acest clip, părintele Cristian Pomohaci. Am înțeles că mama Zana, da, este în acest clip din satul Sfânta Marie, județul Bistrița Năsăuda. Mama Zana. Zana, mama Zana, Zana. Mama Zana, de la Suzana, toată lumea zice mama Zana. Iată încă o dovadă că încă în satul românesc mai este viață și sunt oameni care păstrează cu drag cântecul al nostru, al românilor. Cunoaște mai multe cântări, le-am învățat și pe cel pe care îl prezint în seara aceasta prin intermediul emisiunii dumneavoastră. Și mulțumesc Georgel Nucă, mulțumesc Magda Man, mulțumesc tuturor celor, Bogdan, mulțumesc tuturor celor care sunt în spate cu măști și nu le știu numele, la fiecare în parte vă mulțumesc și vă spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Prin intermediul și ajutorul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc acestei femei tinere ca și viitoarea soția lui Domnul al maestrului Simeon Pop. Vreau să-i mulțumesc la mama Zană pentru că
a vrut să-mi cânte. Odată după Sfânta Biserică, după Sfânta Liturghie, o veni la ureche și m-a tras așa un pic de cap și l-a mirit și m-a zis: părinte, știi o cântare? N-ai auzit-o niciodată cântată și vreau să o cântăm împreună. Și vă dați seama că vin mulți oameni care îmi spun că știu cântări și îmi cântă cântări de la Maria Lătărețu, de la Maria Ciobanu, de la doamna Valeria Peter Predescu, cântă cântări cunoscute și am zis cu siguranță o să fie una dintre cântările care le-am auzit. Dar stând și acordându-i puțin atenție, mi-am dat seama că nu am auzit nici linia melodică, nici cuvintele din cântare. Am ajuns în studio cu maestru Ovidiu Barteș, am ajuns într-un platou de filmări în satul Veța, în județul Mureș, cu domnul director Daniel Vasiluț, căruia îi mulțumesc pentru montaj, pentru grijă, pentru tot, și mama Zană din Sfântă Mărie, mulțumesc din toată inima că sunteți cu mine. E fain ce a fost la filmări, dacă îmi dați voie să vă spun. Mai vă rog, pe... vă rog. Fain. Ajungem în vârful dealului și mama Zană face să nu știe dealul mare. Zic, nu-i mamă Zană, dealul mare are altitudine de vreo 1600, și, dar nu trebuie să-l urcăm pe jos, că merg cu mașinile până acolo. Și regizorul de montaj ne-a găsit o poieniță în marginea pădurii unde să stăm amândoi. În marginea pădurii trebuia să sărim un părău. Și am sărit părău și am mers prin pădure roată și ne-a spus să nu călcați florile, iarba, că trebuie să fie intacte, să nu se vadă drumuri pe acolo, nu știu ce. Și noi n-am călcat, n-am văzut că e părău și ne-am așezat, o spus să ne așezăm acolo în locul indicat. Ne-am așezat, mama Zană cu bunul simț s-a așezat și dumnei, m-am așezat și eu, am început să cântăm după un ceas de detalii, de mânuri, de ochi, de lacrimi, de... Zice mama Zană: părinte, m-am udat. M-am uitat la mama Zană și am zis: mama Zană, așa-s femeile, no, cum să fie altcumva? Zice: mai tragem o dublă. Iară se uită la mine, face: părinte, să știți că tătă sudă. Și zic: mama Zană, iertați-mă, dar numai un pic, mai avem și gătăm și merem acasă. Eu am crezut că e o glumă, la care se face: părinte, faceți bine, scoateți-mă de aici, că-s cu curul în părău. Mama Zană, și noi vă salutăm și aceste imagini sunt convins că vor rămâne peste ani și ani și de fiecare dată ne vom aminti de acest om minunat, de această doamnă care, iată, v-a oferit o cântare minunată și de această cântare se bucură și prietenii din fața micilor ecrane. Mulțumesc, Georgel Nucă, mulțumesc că ai învățat ceva. Ai învățat de la doamna Mărioara Murărescu, ai învățat de la domnul profesor Aurel Bodiu și să știi că dumnealui mi-a spus că te prețuiește mult domnul profesor Aurel Bodiu și mi-a spus: dacă te întâlnești vreodată, părinte, cu Georgel Nucă, rogă-l să-i spună că piese-s numai la mașină, piese-s nu știu da, unde. Și în această seară cântările am reținut la... că sunt cântări, dar această cântare minunată va merge cu siguranță la sufletele tuturor telespectatorilor. La Bogdan sigur i-o mărs. Ascultați-o! Mere cucu la pădure, cucu, cucu, după fraș și după mure, cucu. Fraș și mure n-o găsit, cu 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 cu, și cu mierla s-o întâlnit, cu 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 cu. Cu cu cântă mierla zișe, cu 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 cu, pune-ți banii măi voinișe, cu cu. I-am băut să nu se strâșe, cu 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 cu, mândrile să nu-mi nimânșe, cu 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 cu. Vină cântă-n curtea mea, cu 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 cu, că eu bine te-oi ține, cu cu. Cujin roșu ciperat, cu 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 cu, cu pită de greu curat, cu 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 cu.
strigă cu 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 cu, batăr pită nu mănâncă cu 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 cu. Cântă ziua, cântă seara cu 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 cu, să vestească primăvara cu cu cu. Bălan, cucu, cucu, te-am băgat să-mi zici un an, cucu, cucu. Când o fost la sânzâienie, cucu, cucu, tu ți-ai băgat clonțul-n penie, cucu, cucu. Tu ți-ai băgat clonțul-n penie, cucu, cucu. Și-ai zis că mai este vreme. Într-adevăr, o cântare foarte frumoasă, dar părinte, pentru doamna Saveta, o altă cântare care acum se bucură de dragostea tuturor. Știți că grasa, nu? Asta a cerut? Grasa, grasa îmi place. Deci mie îmi place tot ce cântă părintele Pomohaci. Este unul din cei mai buni cântăreți ai Bistriței Năsăudului. Hai să fim... drept, așa cea lui, părintele părintelui. Da, știi, mie îmi place enorm, dar mie îmi place toate cântecele, dar îmi place așa de mult, a scos unul cu Grasa ține casa. Păi ascultăm piesa asta. Grasa ține casa, grasa este frumoasă și este deosebită. Părintele Cristian Pomohaci, Grasa ține casa. Grasă, că-i stă bine în orice casă, toată lumea se cotește, dar pe grasă o iubește. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. La lucru n-are măsură, vorbe bune ies din gură, și curat la el în casă, de poți linge mac pe masă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Nu mănâncă nici om cicmă, dar să-ngrașe din nimică, mă. Și n-are nici un dușman, mă, ei, numai pe bjetul cântar, mă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. La bărbat tătele fașe, ca să șie în casă pașe, și îl laudă mereu, mă, ăsta-i bărbățelul meu, mă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Faină-i femeia grasă, roșie și sănătoasă, să-i și ieșu de oricui, mă, nu-i grasă din podul lui, mă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Am
revenit, dragii mei prieteni, și vreau să vă spun că următoarea noastră invitată locuiește departe de casă. Locuiește în Irlanda de Nord, dar nu uită niciodată să vină acasă, aici în România, pentru că aici a învățat să cânte, aici își sunt rădăcinile, aici își sunt oamenii dragi. De curând a înregistrat câteva piese, iar în această seară vi le oferă și dumneavoastră. Un prim cântec se referă la surorii, la cei dragi. Așadar, doamna Elena Burcea, căci despre dânsa este vorba, vine cu drag pentru dumneavoastră și cu drag pentru cântecul popular. Sărând mâna! Bine ne-am reîntâlnit, doamna Elena! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc, Magda! Vin cu mare drag la voi de fiecare dată la televiziunea Etno TV și am două piese în prima audiție care am vrut să le lansez la dumneavoastră. Așa, și prima este de surioară. Toți se regăsesc toți cei care au surori. Și surori și frați, dar când duci dorul unei surioare, e altceva. Și totuși ne gândim de departe, ținând cont că a fost și pandemia asta și nu am putut să venim. Câte surori aveți, doamna Elena? Una. Una. Și v-ați gândit întotdeauna la surioara dumneavoastră și ați crezut și ați considerat că este bine să faceți un astfel de cântec. Și eu cred că aceste cântece sunt așa pătrunzătoare, dacă vreți, pentru sufletele oamenilor. Da. Vreau să mai adaug pentru Vio, o prietenă de-a mea care se uită acum la noi din Germania și are o altă soră în România și tot așa care ne gândim. Și bineînțeles pentru sora mea care îi dedică acest cântec, Simona. Păi cântăm pentru sora dumneavoastră, pentru toți cei din fața micilor ecrane și dragi prieteni, în câteva momente voi vorbi și cu prietenul meu de viață, cu Mateo Band. Sunt bucuros că în această seară a venit, dar vorbim la momentul potrivit. Acum vorbim prin cântec, pentru că ne vorbește frumos prin cântecul popular doamna Elena Burcea.
Da, o piesă foarte frumoasă. Mulțumim, doamna Elena, că și mai târziu nu mai dăruiți și alte cântece. Țin să menționez că această piesă, de fapt, cam toate piesele sunt textier Rozica Petra și linia melodică. A, o salutăm pe Rozica Petra, o artistă dragă. Mulțumesc din tot sufletul și de câte ori vin, ne revedem cu mare drag. Cu mare drag vă așteptăm și noi în emisiunile noastre. Vă rog să vă găsiți un locșor. Vreau acum, dragi prieteni, să mergem mai departe și să vă spun că mi-a fost dor de următorul artist, mi-a fost dor de taraful lui, mi-a fost dor de soția lui, de Floricica. Da, măi, stai puțin, măi, Mateo, mă, mi-a fost dor că sunteți prietenii mei, sunteți frații mei, nu te mai gândi tu acolo la lucruri necurate. Mateo Band, alături de frumoasa lui soție, alături de taraful acesta minunat, acești oameni, dragi prieteni, până la urma urmii, vin să vă ofere bucurie prin cântec. Și încă o dată spun că mă bucur din toată inima că vă revăd. Să trăiți! Și dumneavoastră să trăiți, toți să trăiți. În primul rând, spunem și noi bună seara tuturor invitaților, tuturor telespectatorilor. Ne bucurăm enorm că suntem în această seară alături de dumneavoastră și de cei de acasă. Vreau să-i mulțumesc totodată și Magdei pentru invitație. Ne bucurăm, repet, iar ne bucurăm tare mult. Am venit pregătiți cu o horă foarte frumoasă, creată de mine. Textul e de Flori, linia melodică și totul este, ne aparține. Și vrem să o cântăm în această seară, în mod special pentru deci toată... Deci este ceva în premieră, să înțeleg, da? Da, da. E da. Mondială. Măi, Mateo, să știi că, nu știu, nu mă vreau să te întreb ceva, ți-a fost dor de Flori? Da. Ca să știu și eu cum stau lucrurile. Da, mi-a fost tare dor de Flori. Ești mulțumit? Nu sunt mulțumit. Dacă... Nu sunt mulțumit. Să știi că aș pupa acum pe Flori, numai că nu mă lasă... Uite, mă, hai să trecem peste, hai să trecem peste tot. Mă, dar de ce te gândești tu la lucruri necurate, Mateo? Că voi sunteți frații mei. Ai zis, mi-a fost tare dor de Flori. Nu, am zis așa, Mateo, am zis că mi-a fost tare dor de tine. Mi-a fost tare dor de Flori, mi-a fost tare dor de formația ta. De ce pui tu doar pe Flori aici? Și mie mi-a fost dor de voi, pentru că n-am mai fost, că într-adevăr a trecut o perioadă foarte lungă de când am mai venit pe aici și cred că e un an și jumătate, aproape 2 ani de când n-am mai venit în acest platou minunat. Dar uite că... Hai să-i dau și ei. Păi asta vreau să zic, să o las și pe Flori să zică două vorbe. Da, și eu vreau să salutăm oaspeții dumneavoastră din platou, bineînțeles toți telespectatorii noștri de acasă care ne iubesc și de pe Facebook, bineînțeles, cea mai frumoasă horă pentru toți părinții și toți copiilor minunați. Ascultăm această horă minunată cu artiștii noștri. Mulțumim. Dragi. Ascultați-i. Să nu le lipsească.
o piesă foarte frumoasă, o piesă pentru toți cele spectatorii noștri și toate cântecele din această seară să fie cu dedicație specială și pentru domnul director al Liceului Agricol din Drăgășani, pentru domnul director Vătafu. Să trăiți, domnule director, și să aveți parte de tot ce este mai frumos și mai bun și vă mulțumesc că urmăriți programele televiziunii noastre. Dragi prieteni, mergem mai departe și aducem pentru dumneavoastră doi tineri care au fost la festivaluri și de fiecare dată au reușit să obțină premii importante, să fie pe listele laureaților, să spun așa. Sunt doi tineri foarte talentați, sunt două voci minunate în cântecul popular și pentru dumneavoastră au realizat un videoclip. Un videoclip pe care noi îl lansăm în această seară aici la rămășagul nostru pe folclor. Așadar, le spunem bun venit tinerilor noștri interpreți, Ștefania Raluca Ciupală și Cătălin Pintea. Bună seara! Bună seara, George! Bună seara tuturor! Vă mulțumim că ne-ați primit în această seară. Da, cum ai spus de videoclip, a fost o provocare, pentru că tot a fost gândit de noi. Și sperăm că a ieșit ceva frumos. Mulțumim pe această cale prietenului nostru, Alberto, care ne-a ajutat foarte mult. Și nu în ultimul rând, familiilor, care într-adevăr au fost lângă noi. În fiecare clipă ne-au ajutat, ne-au sprijinit, ne-au încurajat și le promitem că nu îi vom dezamăgi niciodată. Așa să facem. Cum ți se spune ție, Raluca sau Ștefania? Ștefania. Ștefania te strigă apropiații, da? Așa îți voi zice și eu în această seară. Ștefania, spune-mi, te rog, unde au avut loc filmările pentru acest videoclip? Filmările au avut loc la mine acasă, în Breaza. Din Breaza și... ești? Da, da, da. Și ne-au ajutat atât familia, ne-au dus la peicuță, să vă spun așa, un bunic pe care eu îl consider foarte apropiat și el tot cu cântecul, are o căsuță foarte frumoasă. El a denumit-o Cabana, Cabana Rodica, după soția dânsului și a mai filmat prin Ploiești. Noi sperăm că a ieșit cât de cât ok pentru început. Să vă aducă mult succes acest videoclip și o întrebare mai indiscretă, dacă vreți. Da. Că văd că vă țineți așa de mijloc. Sunteți și iubiți? Da. Bravo. V-am întrebat acest lucru pentru că voi chiar vă potriviți. Sunteți frumoși amândoi. Și să dea Dumnezeu să fiți împreună toată viața, să vă respectați și să faceți lucruri frumoase pentru cântecul popular. Și știți ce aș mai vrea de la voi? Aș vrea să veniți mai des în emisiunile noastre, pentru că știți. Și noi ne dorim și sper să ne ajute și timpul acum. Trebuie să vă ajute și timpul, trebuie să faceți și voi eforturi, că asta este lumea în care ne învârtim. Și știți că fără ambiția asta de a face lucrurile frumos și pentru publicul de acasă, și mai nu știu, dar cred că știți și voi că televiziunea este mama comerțului. Televiziunea are un rol important în sufletele telespectatorilor. Da, și voi trebuie să veniți aici mai des în emisiunea. Noi am încercat să ne deschidem publicului, dar pe Facebook, acolo ne-am făcut noi publicul nostru și îi salutăm, sperăm că sunt alături de noi. Și o să le plac. Sunt convins că acest videoclip va fi unul frumos și va ajunge la sufletele telespectatorilor. Și uite, ca să mulțumim. Bag ceartă între voi, să bag ceartă în casă, lui Cătălin îi dau o drăguță. Îi dau pe pauza noastră de publicitate. Ia-o, Cătălin! Thank you.
spunem într-o dată. Cătălin și Ștefania ne-au cântat despre dragoste. Să fiți sănătoși și vă aștept de fiecare dată cu drag aici, în emisiunea noastră. Vreau să o salut încă o dată pe Costina Voicu, pentru că se uită la noi. Este o fată specială pentru mine și să-i dea Dumnezeu tot ce este mai bun. Să-i trăiască mama, să se bucure mama de Costina și noi să ne bucurăm de Costina. Și mulțumesc acestei familii minunate, familiei Voicu, pentru tot sprijinul acordat. Să știți, doamnelor și domnilor, că în aceste momente se uită la noi și socrul lui Daniel Frunzăreanu. Și mă gândeam că ar fi bine să-l salutăm pe socrul tău, Dane. Băi, dar ce bine te-ai gândit, George. Nu m-am gândit bine? Ia salut. Cum îl salut pe socru? Hai să trăiești, tată socrule. Și puțin mai târziu, că Daniel, domnule socru, va mai cânta o piesă și piesa aceea să fie pentru dumneavoastră. Așa, da? Să-și aduc aminte când era el tânăr și când a iubit multe mândre. Păi și acum e tânăr, este frumos și... Când era mai tânăr, nu știu, da, să mă iertați. Cu mândrele nu știu cum stă treaba. Nici eu nu mai știu, da. Dar cred că stă, e ok. Doamna Elena zicea că vreți să mai salutați pe cineva sau ce m-ați rugat, ca să nu trec așa peste momentul da, ăsta. Da, nu pot să trec pe la Etno TV și să nu fac și eu dedicații pentru cei de acasă, pentru toți prietenii mei de pe Facebook, pentru familia Poșișanu, care am fost foarte frumos primită, adică se vede, am mai pus ceva, așa. Așa, mai m-am rotunjit că am trăit bine. Păi, trăiți bine, sunteți pe picior mare. Așa, pentru doamna Tincuța, pentru vecinele mele care au grijă de mine și de-abia așteaptă să vin acasă și eu la fel. Și toți cei care ne privesc, toți fanii care ne privesc. Îi salutăm pe toți telespectatorii. Doamnelor și domnilor, vreau să-i dau cuvântul și... Încă o dată să-i mai dau cuvântul maestrului Mateo. Mulțumesc mult de tot. Încă o dată vreau să-mi salut și eu prietenii mei, vecinii mei, părinții mei, în primul rând părinții mei, după aceea salut și socrii mei, care na, sunt la fel de apropiați. La fel. Și pe socrii și pe părinții saluți în legală măsură. Și pe toată lumea care, care ne urmăresc în această seară. Și vreau să zic că m-ai supărat în seară. M-ai supărat. Ei spus un frate, mă, Giorgele, mă, mi-era dor. Lasă-mă de că îți trece dacă te-am supărat. Uite, tu faci așa. Ca să-ți treacă supărarea, o pupă Florii, dar în pauza de publicitate. Stai puțin. Mateo, da. Că trebuia să fac asta de la început. Am să te rog, repejor, în 10 secunde și 20 de frame-uri, să zic așa, să-ți prezinți. Da. Da, sigur că da. Nepotul meu, Elis, nașul meu, mă, tu te luat după mine acum, încet, calm. Așa. Deci la vioară nepotul tău, iau așa, încet. Eu sunt pe repezeală. Așa, Viorel la saxofon, nașul la clapă, Lucian. Pe cuvântul meu, dacă am înțeles nimic, deci n-am înțeles nimic, iau încet. La tobe, maestrul cu cameră. Cine e? La saxofon. La tobă, tată. Măi, măi, Mateo, iau încet. Hai să începem încă o dată, dar frumos, cum te-am învățat, mă, eu. Elegant, rar, curat. Deci, dragi prieteni. Așa. Dragi telespectatori, am cea mai bună orchestră, ca să știți. Una la mână, doi la mână.
nepotul meu la vioară, nașul meu Lucian la clapă. Nepotul meu la vioară. Păi încă o dată, nepotul meu, maestru al viorii, se numește... Auzi, mă, ia-ți-mă să prezinte ei, ia. A făcut treabă. Elis. Bine venit, Elis, la vioară. Clapă Lucian. Nașul, adică nașul... am înțeles. Nașul lui... Lui Mateo și al Florentinei. Bună seara, mă numesc Viorel, la saxofon, colegul lui Mateo. Frumos, Viorel, mulțumesc frumos, foarte frumos. Deci, Georgel, vreau să spun că trecem peste... A fost un moment comedie. Acum trecem la lucruri mai serioase. E o parte din Taraf. Știi destul de bine că, na, cum veneam la emisiunea care o prezentai, cealaltă emisiune dimineața așa, și populară. Așa, veneam într-o formulă mult mai mare, mult mai... Numai că în perioada asta trebuie să respectăm. Da, și am venit așa într-o formulă mai restrânsă, dar să vă spun, și în această formulă noi sună foarte bine orchestra la nuntă. Chiar foarte bine sună, da. Maestru vrea să... Da, sigur că... La nunta noastră să... O sumă așa mai modestă, că n-am, știți, pensionat. Chiar nu o să vă luăm niciun ban, o să cerităm gratis. Mai bine de atât. Da. O să ne plătească Georgel. Mateo noi și orchestra la oricum merg pe aplauzei de obicei. Da, anul ăsta... Maestre, aveți totul asigurat, nu vă faceți probleme. Mulțumesc. Avem și o melodie indiană. Așa, și o melodie indiană. Dar acum am eu un cântec... zic frumos, iese mai de suflet și în textul acestui cântec sunt convins că se regăsesc mai mulți telespectatori. Și apoi unul mai vesel. Chipul măicuței se vede.
și mult mi-e bine, lume să petrec cu tine. Că-i sfârșit de săptămână, hai să facem voie bună. Eu am inima voioasă, vă poftesc pe toți la masă. Noaptea asta iute trece, lumea cântă și petrece. Aș bea un pahar cu voi, o țuică sau vin de soi, dar bea unul numai mult, vorbele să nu le uit. Adu mâine nevastă vin, pe oameni să îi cinstim. Pune friptura pe masă, ca stă seara-i seara leasă. Și dau și la cel ce n-are. Așa am fost învățat, să ajut omul sărac. Dumnezeu mie mi-a dat, să dau și la cel sărac. Eu n-am fost un om bogat, de la linguri am plecat. La mulți ani, oameni frumoși, să vă sănătoși, ori de câte ori eu-ți vrea, să ascultați cântarea mea. Să petreceți noaptea-ntreagă și la suflet să vă meargă. Mereu să vă înveseliți, viața frumos o trăiți. Nu vreau să vă dușmăniți, pe cei dragi să îi iubiți. Vă fie viața senină, de cântec și voie bună. Suflet
tot zâmbetul, am nevoie în viața mea să plâng pe umărul cuiva. Mă vorbesc și mă blesteamă să nu mai am socoteală și să nu apuc ziua de noi da gurița. Am umblat, am orezat, dar acum veni vremea să mă pun la casa mea. Cât am fost plătăun sat, am umblat, am orezat, dar acum veni vremea să mă pun la casa mea. Tăiam crângurile două și-apoi mi-o culcam pe rou. Chiam-o și paia din vale, dă plecam buia călare. Tăiam crângurile două și-apoi mi-o culcam pe rou. Să mă strângeți mai cu foc, să nu mă lăsați deloc și să mă pupați pe ascuns când o fi luna mai sus. Că așa-i, Doamne, când iubești fetele din Slăvitești, la mândra și peste ori toate te iubesc cu foc. Thank you.
te voi răpi la noapte, să știi frumoasa mea, ale iubirii șoapte eu nu le pot uita. Pentru a mea iubită și visul meu de dor, de rețea strălucită e un minunat decor. Vino și tu pe cerul drag al țării mele, te voi păstra la pieptul meu mereu, mereu. Vino și tu, aleasa visurilor mele, te voi conduce fericit spre țărmul iubit. Privind de răbători și zâmbitori, pe pânzi așteaptă spectatorii, dore adorii, ce vor lupta deodată. Și gelios și curtunos, un taur în arenă intră, cum se lovește ascuria. Cu costum în baie de brodat, toreadorul în arena intră. Ole, torero, tot orașul a venit ca să te vadă. Ole, torero, pentru al tău curaj să-ți luăm serenadă. Vezi arena ca prin ceață, între tauri te vei avânta. Când te vezi cu el în față, oare mâina nu-ți va tremura? Ole, torero, mai arată-ți încă o dată a ta forță, fata dragă te așteaptă, dragostea te va vechea, torero.
Dragi prieteni, și mâine seară de la orele 20 vă invit să ne fiți aproape, pentru că avem întâlnire cu cântecul popular. Uitându-mă la maestru Simion Pop și la doamna Marieta, acești oameni mă fac să îmi amintesc de acele filme indiene, de Lanțul Amintirilor, Vandana, Vagabondul, O floare și doi grădinari, Pietrii mei elefanți și tot așa, articolul 420. Ce spui? Cântă-ne și numele. Georgel, nu că te rugăm frumos să ne încânți cu glasul tău minunat. Da, eu am cules o piesă. Să ne umilești pe cei care nu știu cânta ca și tine. Să știți că am fost la mine la țară și am cules o piesă din toți scorcodușii. Bravo, bravo. Da. Aia din corcoduș. Vreți să vedeți cum sună? Da, da. S-a auzit vorbe, s-a auzit text. Vreți să auziți cum sună? Eu, cel... Georgel, dacă vrei, cântăm noi o piesă indiană. Nu, lasă, Mateo, păi te rog eu. O să cânt ce am cules eu, că am fost la mine la țară. Eu am plâns, prima dată am plâns când am auzit. Eu nu vreau să plâng, eu vreau să... Păi nu, că nu e de plâns, e de... emoția pe care ai transmis-o și... Inchikidana, inchikidana, dă-ni o părădana. Inchikidana, 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 dă-ni o părădana. Inchikidana. Trebuie să mi-au rămas bun de la invitații mei. Să le mulțumesc că au fost în această seară aici. Mi-a venit două lacrimi. Doar două? Ți-am zis eu? Ți-am spus? Eu mă gândeam că scurg și roaie. Mi-a venit două lacrimi. Da? Bine că ți-au venit două lacrimi. Mi-a venit să mi-au rămas bun de la prietenii telespectatori și de la dumneavoastră și să vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați trecut pragul casei. Auzi, mă, George, la cum iar tot? Cum era și eu? Stau noi toți aici acum. Publicitate, când vorbeai tu. Păi nu, că nu e publicitate, că... Este un cât de frumos cu maestru, cu doamna Marieta. Doamna Marieta dansează, iar maestru cântă, pentru că așa este într-o familie. Unul cântă, altul joacă, dar acum cântă maestru și doamna Marieta joacă, dansează lângă celebritatea noastră a cântecelor noastre, lângă maestru Simion Pop. Dumneavoastră veți juca, sunt convins, și mâine seară în fața micilor ecrane, pentru că vă aștept de la orele 20. Vă doresc numai bine și încheiem această seară specială cu maestru Simion Plop, a Pop. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. You are Mahakali, Mahalakshmi. You are Mahapadishakti. You are Mahakali, Mahalakshmi. You are Mahapadishakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Shivataji, we love you. Shivataji, we love you. Shivataji.
Și Mataji, we love you. Și Mataji, we love you. Și Mataji, we love you.